fiind chinuit de Duhul Slavei sale pentru darul tămăduirilor pe care îl dăduse Dumnezeu, Sfântul Macarie, ca să-l birui, a luat un sac și, umplându-l cu nisip, l-a pus în spinare și a început a umbla prin pustie. Întâmpinându-l, un om de neam mare care îl cunoștea l-a întrebat: "Ce duci, părinte? Dă-mi sarcina să o duc în carul meu." Iar Macarie i-a răspuns: "Chinuiesc pe cel ce mă chinuiește pe mine." Și n-a vrut să-i dea sarcina. Asuplindu-se astfel, Sfântul a scăpat cu bine de ispită, biruindu-și gândurile de slavă.